Doamnelor și domnilor, bun găsit, sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți cele mai importante titluri. A început perioada electorală pentru alegerile locale generale, iar startul campaniei electorale va fi dat pe data de 6 octombrie. 300 de genți frigorifice specializate pentru transportarea în siguranță a medicamentelor și componentelor sanguine au fost oferite Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. În orașul saudit Jeddah s-au încheiat consultările privind soluționarea conflictului ruso-ucrainean. La acestea au participat peste 40 de țări. Mai multe detalii aflați la știri externe. În Georgia a fost declarată zi de doliu național. Orașul stațiune Shovi, din cauza puternicelor alunecări de teren, a fost șters de pe fața pământului. Luni, data de 7 august, a început perioada electorală pentru alegerile locale generale, iar startul campaniei electorale va fi dat pe data de 6 octombrie. Comisia Electorală Centrală a aprobat programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea scrutinului din 5 noiembrie. Potrivit codului electoral, perioada electorală durează până în ziua în care rezultatele alegerilor sunt confirmate de către organele competente, dar nu poate fi mai mare de 120 de zile. Pe parcursul perioadei electorale se constituie consiliile electorale de circumscripție de nivelul 1 și birourile electorale ale secțiilor de votare. CEC stabilește modelul buletinelor de vot, al formularelor și al altor acte ce țin de desfășurarea alegerilor, precum și modelul ștampilelor utilizate de organele electorale, inclusiv parametrii tehnici sau standardele aferente echipamentului electoral. Chiar în prima zi de perioada electorală, Primăria Chișinău a lansat acuzații la adresa CEC. Reprezentanții municipalității susțin că regulamentul elaborat de CEC pentru alegerile locale din noiembrie 2023 creează probleme grave de comunicare, atât pentru partidele politice, cât și pentru autoritățile locale. CEC însă susține că este vorba de fapt despre o interpretare eronată. Reieșind din faptul că Comisia Electorală Centrală nu are prevederi foarte clare în privința difuzării informațiilor publice și în ultima perioadă a solicitat foarte multe clarificări de la Primăria Chișinău despre informațiile care le publică, care sunt tipărite, care sunt pentru informarea cetățenilor și au un caracter de mesaje de interes public. Astfel, noi anunțăm că, începând cu ziua de astăzi, fiecare informație poate fi interpretat. Ori, după cum am menționat, începe perioada electorală. Iată de ce fiecare comunicat, anunț și restul informațiilor de la început vor fi consultate cu CEC. Astfel, potrivit primarului de Chișinău, Ion Ceban, care a anunțat că va candida și în acest an la alegeri pentru fotoliul de primar al capitalei, prin aceste acțiuni se încearcă fraudarea alegerilor. Vreau să văd aceeași abordare față de toate primăriile, cele 896 din toată țara și față de candidații care nestingherit și-au inițiat campania, deși nu sunt înregistrați. Deocamdată CEC acționează unilateral și a creat regulamente noi doar pentru a trage pe dreapta Primăria Chișinău. Scopul autorității electorale este clar, se pregătește de fraudarea alegerilor în capitală. Solicitată pentru o reacție la acuzațiile aduse de către reprezentanții Primăriei Chișinău, șefa Direcției Comunicare, Relații Publice și Mass Media a CEC, Rodica Sârbu a menționat că este vorba despre o interpretare eronată, dar a confirmat că toate mesajele de interes public urmează a fi aprobate de către CEC. Este o interpretare eronată, în conformitate cu prevederile articolului 17 alineatul 2 a legii numărul 62 din 2022 cu privire la publicitate. În perioada electorală a alegerilor generale sunt difuzate doar mesajele de interes public aprobate de Comisia Electorală Centrală. În context, începând cu data de 7 august curent și până în ziua în care rezultatele alegerilor vor fi confirmate de către organele competente, furnizorii de servicii media, difuzorii și distribuitorii de publicitate vor fi în drept să difuzeze doar mesaje de interes public aprobate în mod regulamentar de către CEC.
Potrivit sursei citate, mesaj de interes public reprezintă publicitatea ce are ca obiect promovarea unor valori, idei și sau scopuri de interes public ori comunitar și este difuzată în vederea sporirii gradului de conștientizare, schimbării atitudinii și a comportamentului social, prevenirii și contracarării viciilor sociale. Teoretic, autoritățile moldovenești pot recurge la lichidarea subsidiarei Gazprom Moldova Gaz. Dar această acțiune va genera creșterea tarifelor la energie electrică și, de asemenea, va declanșa o criză umanitară în Transnistria. Opinia aparține membrului Consiliului de Supraveghere al Moldova Gaz, Sergiu Tofilat. Sergiu Tofilat a precizat că autoritățile moldovenești ar putea lichida contractul cu Gazprom chiar mâine, dar în acest caz, centrala termoelectrică de la Cuciurgan, care aprovizionează malul drept cu energie electrică ieftină, nu va mai putea recepționa gaz rusesc. Asta înseamnă că ori va trebui să cumpărăm gaz la preț de piață și atunci prețul la energie electrică o să crească de vreo 2-3 ori, cred că. Sau dacă nu facem lucrul ăsta, riscăm să rămânem fără energie, să avem deconectări în evantaie. Deci, la moment, astăzi, lucrul ăsta nu este posibil. Prioritatea aici este construcția linii Chișinău-Vulcănești-Isaccea, ca noi să putem lua energie electrică din România. Nu mai zic de faptul că în regiunea transnistreană va fi o criză umanitară. Dar lucrul ăsta, cu siguranță, va fi posibil în câțiva ani. Și noi spre asta trebuie să ne mișcăm. Deci, indiferent ce își dorește Gazpromul, noi în câțiva ani va trebui să oprim această finanțare a regimului neconstituțional din stânga Nistrului, inclusiv să ajungem la reziliere relațiilor cu Gazprom. Tofilat mai spune că Gazprom ar fi cel mai probabil în dezacord cu rezultatele auditului datoriilor istorice ale malului drept al Nistrului pentru gazele consumate. Cu toate acestea, Tofilat este sigur că, grație auditului, Moldova va putea ușura povara datoriilor cu câteva sute de milioane de dolari. În baza studiilor pe care le-am făcut noi, cercetărilor astea, a fost elaborat și caietul de sarcini pentru audit. Deci când auditul se face, el trebuie să conducă, dar ce au ei de făcut. Iată, noi am participat la elaborarea acestui caiet de sarcini și trebuie să ducem lucrul până la capăt. Scopul este să scăpăm în genere de datoria la gaz, să economisim Republicii Moldova peste 700 de milioane de dolari. Amintim că Gazprom deține 50% din acțiunile Moldova Gaz, agenția proprietăți publice 35,33% din acțiuni, Comitetul pentru administrarea proprietății din Transnistria 13,44% din acțiuni, iar persoanele fizice și juridice 1,23% din acțiuni. Aeroportul Internațional Chișinău a afișat noul preț de 20 de lei pe oră pentru parcare. Noul tarif a stârnit o serie de reacții printre internauți, iar directorul AIC explică necesitatea modificării acestuia. Într-o postare pe Facebook, Constantin Vozian subliniază că, pentru moment, se creează condiții pentru low cost. De aceasta are nevoie societatea, dar și economia națională, susține funcționarul. Dau asigurări că serviciul marketing al aeroportului internațional Chișinău va veni cu o analiză amplă a activității parcării, a prețului comparativ cu alte locații din Chișinău și neapărat cu alte aeroporturi din capitale la nivel internațional, pentru a justifica acest preț și, mai mult, faptul că și acest preț este unul insuficient dacă revenim la strategia de a diminua dependența de tarifele aeroportuare. Vozian mai spune că media Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni demonstrează că în aeroporturile eficiente, coraportul între venituri aeroportuare și cele non-aeroportuare este 75% la 25%. Cum este posibil acest lucru simplu? Tarifele aeroportuare mici pentru a favoriza low-costerii și parcare scumpă, cafea scumpă, locațiuni de spații în terminal scumpe, apă potabilă scumpă și tot ce este în afară de zbor scump. Apropo, în premieră, în aeroport, pe timpul caniculei, se dă apă gratis. Ca să putem asigura modernizarea aeroportului, reducerea taxelor aeroportuare și asigurarea activității aeroportului, avem nevoie de venituri, pe care le colectăm și modernizăm aeroportul.
Vozian a conchis că deja sunt resimțite efectele acțiunilor autorităților la aeroport. În lunile septembrie-octombrie, pe piața Avia din Republica Moldova, mai apar două companii aeriene. Între timp, premierul Dorin Recean a menționat că decizia aeroportului internațional Chișinău de a majora prețul parcării este greșită. Problema mașinilor parcate pe termen lung, care blochează accesul pentru parcarea de scurtă durată pentru familii și pasageri, poate fi rezolvată altfel, spune premierul, care a solicitat revizuirea acestei decizii. Fermierii din regiunea Dubăsari, care dețin terenuri agricole de-a lungul autostrăzii Tiraspol-Kamenka, continuă să se confrunte cu mari dificultăți cauzate de factorii din regiunea transnistreană, care încalcă mecanismele convenite anterior. Despre aceasta anunță reprezentanții Biroului Politici pentru Reintegrare. Potrivit unui comunicat de presă, partea transnistreană a creat în mod artificial bariere în calea liberei treceri prin punctele de control instalate ilegal în zona de securitate. Au introdus totodată restricții la exportul de produse agricole până la 1 martie a fiecărui an. Amână procesul de eliberare a autorizațiilor pentru transportul materialului semincer și, de asemenea, împiedică autorizația de cultivare a terenurilor. Deoarece toate problemele enunțate supra au o conexiune directă cu exponenții din regiunea transnistriană, prin canalul de comunicare al reprezentanților politici a fost remisă o adresare către Tiraspol cu apelul de a contribui necondiționat și operativ la soluționarea dificultăților evidențiate, eliminarea barierelor existente, asigurarea accesului neîngrădit la terenuri pentru prelucrarea acestora, transportarea și depozitarea nelimitată a producției agricole. La rândul său, Tiraspolul acuză Chișinăul de nerespectarea mai multor acorduri încheiate anterior. Vorbim în special despre sectorul transporturilor și anume funcționarea punctelor de înmatriculare a vehiculelor și utilizarea politicilor OSAGOM. Partea stângă face referire la cel puțin 7 cazuri în care polițiștii au emis procese verbale șoferilor din stânga Nistrului pentru lipsa poliției OSAGO emisă de către autoritățile competente din Republica Moldova. Aceasta înseamnă că partea moldovenească s-a retras efectiv din acordurile încheiate în 2015 și această problemă poate deveni foarte gravă, așa că astăzi i-am avertizat pe mediatorii noștri și pe reprezentanții malului drept că astfel de acțiuni sunt inacceptabile. Amintim că miercurea trecută, în cadrul unei întâlniri de guvern cu reprezentantul special al oficiului OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Thomas Meyer Harting, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Oleg Serebran, a spus că în ceea ce privește aspectele deseori menționate de Tiraspol, prevederile cadrului național de reglementare se aplică în mod echitabil și nediscriminatoriu în toată țara. Lucrările de construcție a nodului rutier din proximitatea orașului Bălți se află pe ultima sută de metri, iar în luna octombrie a acestui an, nodul ar putea fi deschis circulației. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook de către prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean. Premierul susține că lucrările în acest sens durează deja de ani buni. La un nod rutier de la Bălți, avem un exemplu clasic de la noi, cum planificăm prost, implementăm prost, finanțăm prost și iată lucrările care trebuie să fie executate în 18 luni, durează ani de zile. Am analizat problema împreună cu șeful de șantier și până în luna octombrie aceste lucrări trebuie să fie finalizate și asta se va întâmpla. Ministerul Educației și Cercetării va deschide cel puțin 3.000 de locuri noi în grădinițele publice. Asigurările vin din partea ministrului Dan Perciun. Potrivit acestuia, în viitorul apropiat va fi aprobată o nouă formulă de finanțare per copil, precum și vor fi revizuite nivelurile de personal, ceea ce va permite angajarea specialiștilor necesari în instituțiile preșcolare. Pe dimensiunea grădiniță trebuie să creștem numărul de locuri, asta cred că este principala problemă care îmi evoc părinții. Vorbim de circa 3.000 de locuri de noi în grădiniță care am reușit să le creăm. Asta probabil este, financiar vorbind, cel mai ambițios obiectiv, trebuie să recunoaștem. La momentul de față avem doar circa 50-60 de milioane de lei din contul unui proiect al Băncii Mondiale pentru a începe deschiderea de noi locuri în grădiniță în 2024 și urmează să mai identificăm resurse, inclusiv sper eu mult să convingem mai mulți parteneri internaționali să pună umărul acest efort.
Dan Perciun a mai spus că grădinițele vor avea dreptul să treacă la autogestiune financiară. Totodată, spune Perciun, Ministerul Educației intenționează să doteze cel puțin 300 de școli cu calculatoare și laboratoare digitale până la sfârșitul anului în curs, iar până la sfârșitul anului viitor, cel puțin 90% dintre școli vor fi dotate cu toalete interioare. Dan Perciun a vorbit și despre oportunitățile pentru instituțiile de învățământ secundar profesional care au nevoie de proiecte de investiții. Ministerul în fiecare an are o anumită sumă de bani, anul ăsta vorbim, cred că în jur de 20-25 de milioane de lei pentru proiecte investiționale în școli profesionale și colegii. Deci ele au până pe data de 25 termen ca să prezinte propunerile lor pentru ce ar vrea ei să cheltuie aceste resurse, urmând noi să selectăm cele mai bune inițiative, cele mai necesare, urgente măsuri de investiții. Pentru anul 2023, peste 11,4 milioane de lei vor fi alocați pentru instituțiile de învățământ secundar tehnic profesional, iar peste 13,6 milioane pentru instituțiile de învățământ secundar tehnic profesional, mai spune ministrul. Alocarea fondurilor pentru finanțare suplimentară va ține cont și de numărul de studenți din instituție, dar și de gradul de utilizare a clădirilor. O altă condiție este implementarea planului de admitere pentru anul de studii cu finanțare bugetară cu cel puțin 85%. Lucrările la podul Mihai Viteazul din capitală vor fi urgentate. Anunțul a fost făcut la ședința primăriei de către șeful Direcției Mobilitate Urbană, Vitalie Mihalache. Potrivit lui, direcția va crea toate condițiile necesare pentru ca podul să fie deschis într-un termen mai scurt decât cel anunțat inițial, adică până la sfârșitul lunii decembrie 2023. Aceste lucrări, în special dacă pentru cei care se deplasează pe acest tronson de pod, se observă că au fost extrase acele instalații metalice de susținere a grinzilor care au fost ridicate în prima etapă. Urmează două etape de ridicare paralelă a două tronsoane de grinzi. În condițiile date vom urgenta lucrările și, în ultimul rând, vom crea posibilitatea de a deschide podul în speranță, într-un termen mai restrâns. Tot în cadrul ședinței de luni, Mihalache a vorbit despre desfășurarea lucrărilor de reparație și întreținerea infrastructurii rutiere din Chișinău. O atenție sporită potrivit acestuia este îndreptată spre amenajarea trotuarelor și a trecerilor pietonale securizate din preajma instituțiilor de învățământ din oraș. De asemenea, Ex-Drupo întreprinde lucrări de amenajare a marcajului rutier și de instalarea indicatoarelor rutiere. Se execută lucrări pe obiective majore finanțate de BRSBI, în special strada 31 august, de asemenea strada Tighina și Alexandru cel Bun. Aceste obiective sunt în mare măsură cu referire la lucrările de amenajare interosabil, trotuare și alte, și amenajarea rețelelor care au fost, în special de electricitate, care au fost executate în aceste proiecte, sunt pe 31 august în derulare. Aici urmează ultimele tronsoane de a fi finalizate, cu finalizarea inclusiv a tronsonului pe care a fost identificat acel caldarâm. Au fost prezentate de asemenea un șir de soluții. Arșița de afară dă mari bătăi de cap chișinăuienilor, care spun că un refugiu ar fi călătoria cu troleibuzul. Mai exact, este vorba despre transportul public dotat cu aparat de aer condiționat. Responsabilii din cadrul regiei Transport Electric Chișinău susțin însă că deocamdată 128 de troleibuze din cele 410 funcționale sunt dotate cu climatizoare. Dumitru Rusu activează în calitate de șofer de troleibuz mai bine de 8 ani. Conducătorul transportului public ne-a mărturisit că senzația este incomparabilă atunci când te afli într-un troleibuz cu climatizator. E un pic muncă mai ușoară, adică comunități mai bune, mai ușor de mers, pur și simplu traficul mai aglomerat și care creează probleme. Temperatura în seară, după sunet, s-aude, adică când îl dai mai tare, suflă mai tare, când mai încet, el s-aude abia. Mai des folosim 25-24, depinde de temperatura de afară, să dovedească să aerisească salonul. Un rol important pentru gestionarea confortului pasagerilor pe timp de caniculă îl au și taxatorii. Noi îi explicăm că, uitați-vă aici, mai tare
suflă condiționerul, nevastră vă așezați acolo mai în față, că acolo nu prea tare suflă și le explicăm că dacă geamurile deschise, noi suntem în condiționerul și ei ne înțeleg. Nu deschid geamurile, dacă vede că deodată că lucrează condiționerul, geamurile nu le deschid. După lumea este diferită, ei cred că ne înțeleg normal. Văd că mai este câte o bătrânică, ea spune că aici, dar zic, doamna, uitați-vă acolo în față, vă așezați frumos, condiționerul nu vă suflă tare și condiționerile când se dau cât mai tare, când mai încet și noi puteți, în păcă. Iar pasagerii spun că în condiții de temperaturi extreme, transportul public poate fi într-adevăr un refugiu. Este condiționer, este. Dacă este climatizator, atunci e bine și răcoare. E mult mai confortabil pentru noi condiționerile. Geamurile nu totdeauna se deschid, chiar dacă se deschid, primește un curent și câteodată pe care cu un om bătrân, nu totdeauna îi place. Deci condiționerul e foarte bine. Foarte bine și nu așa cald ca afară și dim parcă în baie. Dacă, de pildă, te duci la piața centrală, nu are semnătate. Și afară căldură mare și plus încă între aceia, că intri într-o leibuș, nu lucrează nici un condiționer și lumii mult, asta e mai ales pentru o vârstă ca la noi, e foarte neplăcut. Primele troleibuze cu sistem de aer condiționat au început să circule în capitală în anul 2018, iar acum numărul acestora a trecut pragul de 100. Totuși, alte 282 de unități nu dispun de asemenea condiții. La momentul actual avem dotate 128 de troleibuse din 410 funcționale. La momentul actual se examinează posibilitatea de a dota și celelalte troleibuse cu sistem de aer condiționat, se examinează posibilitățile tehnice, posibilități financiare și deja după ce se identifică o soluție, se va veni cu o hotărâre în privința dată. Potrivit reprezentanților regiei Transport Electric, în perioada de vară activează aproape 270 de troleibuze, iar începând cu data de 1 septembrie, numărul transportului public va ajunge la 300 de unități. Angajații Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicioască vor fi mai pregătiți pentru intervenții în situații critice. Instituția a fost dotată cu 300 de genți frigorifice specializate pentru transportarea în siguranță a medicamentelor și componentelor sanguine. Donația vine din partea Organizației Internaționale pentru Migrație cu suportul financiar al Uniunii Europene. Unul din obiectivele, de fapt, ale noastre ce ține de fortificarea asistenței prespitalicești este, desigur, creșterea posibilității de acordare a ajutorului medical în orice situație pentru pacientul critic, creșterea listei de acele manipulări care pot fi efectuate de către echipele de intervenție, iar aceste echipamente frigorifice, desigur că va ajuta ca să avem disponibile în fiecare echipă medicală acelor preparate, medicamente care sunt extrem necesare pentru acordarea ajutorului medical într-o situație critică. La rândul său, reprezentanții Uniunii Europene și cei ai Organizației Internaționale pentru Migrație și-au reiterat sprijinul și susținerea pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova. În cadrul acestei donații încercăm să sprijinim consolidarea sistemului de sănătate în general. Încercăm să oferim un serviciu de ambulanță actualizat în cadrul acestei donații. Aceasta înseamnă că în jur de 7.000 de persoane, cărora li se oferă acest serviciu pe parcursul anului, vor beneficia de un serviciu mai bun, mai calitativ. Începând cu data de 24 februarie 2022, prin intermediul programelor de susținere și răspuns la situațiile de criză din partea Uniunii Europene și Organizației Internaționale pentru Migrație, autoritățile moldovenești vor beneficia de finanțare în diverse domenii în valoare de circa 15 milioane de euro. Ministrul Apărării Naționale ale României, Angel Tilver, se află în Republica Moldova. Oficialul român efectuează vizita la invitația colegului său, Anatolie Nosatei. Cei doi miniștri s-au întâlnit la sediul Ministerului Apărării. Agenda discuțiilor a cuprins subiecte cu privire la cooperare bilaterală în domeniul apărării, precum și alte subiecte de interes comun. Urmează știrile pe scurt.
52 de conducători de vehicule au fost depistați în stare de ebrietate în weekend, inclusiv un președinte de raion. Tot în aceste zile, polițiștii de patrulare au fixat circa 2000 de șoferi care au încălcat regulile de circulație rutieră. 211 dintre aceștia au depășit limita de viteză. 332 de șoferi au încălcat regulile de oprire și neacordare de prioritate pietonilor și altor participanți în trafic. 444 de șoferi nu au respectat indicatoarele de semnalizare rutieră, 199 dintre aceștia nu aveau cuplată centura de siguranță. Polițiștii au intervenit în 157 de cazuri în urma apelului la numărul unic de urgență 112. Începând cu luna august, persoanele care se confruntă cu scleroză multiplă, mielopatie sau encefalopatie mixtă cronică vor beneficia de o asistență medicală îmbunătățită bazată pe scheme actualizate de tratament cu medicamente compensate. Aceste scheme reconfigurează abordarea terapeutică și introduc medicamente noi și mai eficiente, care acoperă un spectru larg de simptome specifice acestor afecțiuni, cum ar fi durerea, anxietatea și depresia. Potrivit Ministerului Sănătății, tratamentul sclerozei multiple a fost extins pentru a include 6 denumiri comune internaționale de medicamente din grupa antidepresantelor. Toate cele 6 autospeciale achiziționate în cadrul proiectului Deșeuri Solide Chișinău Lot 1 au ajuns în parcarea întreprinderii municipale Regia Autosalubritate. Autogunoierele cu încărcare laterală a deșeurilor au fost achiziționate de la o companie sârbă câștigătoare a licitației, efectuate în corespundere cu procedura de achiziție a BERD. Valoarea totală a achiziției este de 1.213.660 de euro. Totodată, în ultima lună, operatorului municipal de salubrizare i-au mai fost livrate de către o companie georgiană și 8 cap tractoare noi, respectiv 8 semiremorți speciale pentru transportarea deșeurilor. Agenția de recuperare a bunurilor infracționale ACNA a sechestrat bunuri în valoare de circa 2 milioane de lei săptămâna trecută. Printre acestea se numără un cont bancar, o încăpere locativă și un mijloc de transport. În prezent, Arbia are în examinare 117 delegații pe 85 de cauze penale în privința 182 de subiecți. Totodată, în penitenciare se află 3 persoane arestate în dosarele CNA. Până la această oră, în zona în care a avut loc accidentul feroviar de sâmbătă la Ceadăr Lungă, au fost reabilitați 50 de metri de cale ferată cu șine, precum și reparate traverse noi de beton. Informația a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de către reprezentanții întreprinderii Calea Ferată a Moldovei. A doua zi, aproximativ 50 de angajați a căilor ferate din Moldova au venit la fața locului pentru a încărca cele 6 vagoane de raiate pentru a le scoate de pe cale și le-a redirecționat la stația Basarabească. Muncitorii au început să lucreze pentru a repara linia defectată. Deci astfel, ieri au fost transportate 50 de metri de cale ferată cu șine și traverse de beton, toate fiind care urmează a fi repuse pentru a reporni traficul. Reamintim că accidentul feroviar s-a produs în sudul țării, pe sectorul de cale ferată Culma Ceadăr Lungă, în urma căreia 6 vagoane încărcate cu ceriale s-au desprins și au deraiat de pe șine. Aproximativ la orele 16, pe sectorul de cale ferată Culma Ceadăr Lungă, în apropiere de stația Joltai, s-a produs un accident feroviar, în urmă căruia 6 vagoane încărcate cu cereale s-au desprins și au deraiat de pe cale. Cauza preliminară a accidentului este temperatura extrem de înaltă, care a făcut ca șinile sudate să-și piardă din rezistență. Trenul dat era format în 61 de vagoane în Marfare și se deplasau din stația Basarabească spre portul Rini, Ucraina. Pentru a elucida cauzele și circumstanțele exacte ale accidentului, la fața locului s-au deplasat reprezentanții IGSU, organele de drept și Comisia Specială CFM. Reprezentanții IGP atenționează, escrocii online profită de lipsa de atenție a utilizatorilor pentru a-i înșela. Aceștia creează profiluri false și expediază mesaje pe rețelele de socializare prin crearea unor istorii false, precum că ar fi o rudă din străinătate și este grav bolnavă și dorește să lase drept moștenire o sumă mare de bani. Iar pentru aceasta cere ca utilizatorul să expedieze datele personale pe o adresă electronică specială. Fiți vigilenți! Ne îndeamnă oamenii legii.
Pentru a spori gradul de încredere, aceștia folosesc logo-urile filialelor bancare în diverse spoturi video, prin care cetățenii sunt îndemnați să acceseze un link pentru a se înregistra și vor obține o sumă de bani. În acest context, poliția îndeamnă repetat cetățenii să fie vigilenți, să nu se lase pradă escrocilor și să respecte regulile de securitate. Potrivit autorităților, regula de aur pentru a te proteja de escrocheriile de pe internet este de a nu oferi sub niciun pretext detalii despre cardul bancar. Banca nu solicită niciodată transmiterea datelor cu caracter personal sau date legate de contul bancar prin e-mail, SMS, la telefon sau prin intermediul rețelelor de socializare. Escrocii folosesc adesea e-mail-uri și mesaje neașteptate care conțin link-uri sau fișiere de descărcat. Înainte de a face click pe acestea, asigurați-vă că provin de la o sursă de încredere și că sunt legitime, mai spun polițiștii. Dacă faceți cumpărături online sau vizitați site-uri web care cer informații personale, verificați întotdeauna adresa web și asigurați-vă că este una securizată. Adresele web securizate încep cu HTTPS și au un lacăt în bara de adrese. Escrocii încearcă și să ghicioască parolele folosite de utilizatori pentru a accesa conturile lor. Asigurați-vă că folosiți parole puternice care conțin litere, numere și caractere speciale și evitați folosirea aceleiași parole pentru mai multe conturi. Nu distribuiți niciodată informații personale, cum ar fi numele complet, adresa sau numărul de telefon pe site-uri web necunoscute sau prin mesaje de pe rețelele de socializare. În cazul că ați devenit victima escrocilor, informați de urgență poliția la numărul 112. Urmează o scurtă pauză de publicitate, rămâneți aproape! Benzina rămâne la același preț, iar motorina continuă să se scumpească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon la carburanți pentru marți, data de 8 august. Astfel, în această zi, șoferii vor plăti 22 de lei și 53 de bani pentru un litru de motorină, cu 23 de bani mai mult decât luni. Iar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, aceștia vor scoate din buzunar 25 de lei și 76 de bani. Weekendul trecut a cam dat bătăi de cap echipelor IGSU din capitală, care au intervenit pentru a scoate din bazinele acvatice persoane care riscau să se înnece. În toate cele 5 cazuri, persoanele erau în stare de ebrietate. Potrivit IGSU, două cazuri au fost înregistrate în parcul la Izvor, acolo unde echipele au salvat doi bărbați în vârstă de 43 și 29 de ani, care fiind în stare de ebrietate au intrat în apă să nuate. Alte două cazuri similare au avut loc în parcul Valea Morilor, acolo unde alți doi bărbați cu vârstele cuprinse între 24 și 36 de ani riscau să se înnece după ce au consumat alcool și s-au aventurat să nuate în lac. Ultimul caz a avut loc în parcul Valea Trandafirilor, acolo un minor în vârstă de 17 ani a fost salvat de la nec. Băiatul a fost scos din apă în stare inconștientă și resuscitat de către salvamari. În context, salvatorii atenționează repetat cetățenii despre riscul necului în stare de ebrietate, în special pe timp de caniculă. Salvatorii avertizează că consumul băuturilor alcoolice înainte de a intra în apă prezintă pericol pentru viață și sănătate. Astfel, sub efectul alcoolului, tensiunea arterială a persoanei ce intră în apă se poate schimba brusc și provoca pierderea cunoștinței, ulterior ducând la cazuri fatale. Totodată, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă oamenii să meargă la scăldat doar în locuri amenajate și dotate cu stații de salvare, respectând normele de siguranță în timpul înotului și aflării pe plaja bazinelor acvatice. Mai mult, maturii sunt rugați să supravegheze strict minorii în perioada vacanței și să nu-l permită aflarea de unii singuri, dar și jocul în apele lacurilor și râurilor din țară. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă măsurile de prevenire a necurilor în perioada estivală în toate raioanele țării, cu scopul informării populației și minimalizării cazurilor de nec. În situații de risc, cetățenii sunt rugați să apeleze de urgență serviciul 112.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează că pe teritoriul țării există risc de inundații locale din cauza ploilor puternice. În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea ploilor de scurtă durată, izolat averse puternice, se prognozează izolat formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de inundații locale. Precizăm că astăzi este încă în vigoare codul galben de instabilitate atmosferică. În weekend s-au desfășurat meciurile din primul tur al fazei 1 a Superliga, campionatului național de fotbal. Astfel, Milsami, Florești, Bălți, precum și Șerif, care l-au învins pe Petrocub de la Hâncești cu un scor minim de 1-0, au început sezonul cu victorii. Deja joi, data de 10 august, la Tiraspol, Viespile îi vor găzdui pe terenul lor pe Bate din Belarus în cadrul etapei a treia a calificărilor Euroleague. Singurul gol de la Hâncești în minutul 73 al meciului a fost marcat de către brazilianul naturalizat Luvanor. Badolo încearcă să-și facă loc între câțiva jucători, centrează Badolo și este gol Șerif, Luvanor, Enrique. După victoria în fața Petrocub, antrenorul principal al Șerif, Roberto Bordin, a opinat referitor la acest joc din etapa 1 a Superligii, dar și despre viitoarea confruntare cu Bate în Europa League. Am cambiat qualche cosa nelle prime 11, dato riposo ad alcuni. Am oferit posibilitatea de a juca mai multor jucători care trebuia să-și antreneze jocul, inclusiv în contextul viitorului meci cu Bate. Avem un meci cu un adversar bun, dar vom juca pe propriul stadion în fața propriilor suporteri. Vom încerca să arătăm un joc bun. Pe data de 10 august, Șerif din turul 3 de calificare al Europa League va juca acasă cu Bate din Belarus. Trei jucători cheie de la Tiraspol urmează să rateze concomitent acest meci. În primul rând este vorba despre capitanul lui Șerif, Amin Talal, și atacantul Enrique Luvanor. Ambe au primit cartonașe roșii în meciul anterior împotriva lui Maccabi din Liga Campionilor. Biletele, al căror cost începe de la 60 de lei pentru meciul Șerif-Bate, sunt deja puse în vânzare. Jocul va avea loc pe arena principală a FC Șerif și va începe la ora 20:00. Continuăm ediția cu știri externe. În orașul saudit Jeddah s-au încheiat consultările privind soluționarea conflictului ruso-ucrainean. La acestea au participat peste 40 de țări, inclusiv SUA, India, China, dar și mai multe țări europene. Întâlnirea de la Jeddah a fost un pas către implementarea practică a inițiativelor de pace propuse de Kiev, susține șeful biroului președintelui Ucrainei. Am avut consultări foarte productive cu privire la principiile cheie pe care trebuie continuată o pace justă și durabilă. Am avut o conversație extrem de sinceră și deschisă, în timpul căreia reprezentanții fiecărei țări și-au putut exprima poziția și viziunea. Au existat opinii diferite, dar toți cei prezenți au mărturisit despre devotamentul țărilor lor față de principiile Cartei ONU, față de dreptul internațional și față de respectul pentru suveranitatea și inviolabilitatea integrității teritoriale a statelor. Între timp, agenția germană DPA scrie că autoritățile saudite împreună cu alte țări au prezentat un plan alternativ de rezolvare a conflictului ruso-ucrainean. Acesta include integritatea Ucrainei, încetarea focului pe toate fronturile, începutul negocierilor de pace sub auspiciile ONU, precum și schimbul de prizonieri. Anterior, coordonatorul de comunicații strategice de la Casa Albă, John Kirby, a remarcat că Washington nu se așteaptă la rezultate reale de la discuțiile cu pricina, iar secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a spus că partea rusă va monitoriza modul în care vor decurge consultările, menționând că Moscova răspunde pozitiv oricăror propuneri de soluționare diplomatică a conflictului. Liderul nord-corean a inspectat principalele întreprinderi de apărare ale țării, inclusiv cele care produc sisteme de artilerie și portbagaj pentru rachete balistice nucleare. Kim Jong-un a promis că va accelera eforturile de dezvoltare a armelor și va îmbunătăți procesul de pregătire a armatei pentru luptă. Despre aceasta scrie o agenție de presă. În timpul unei vizite la o fabrică care produce proiectile MLRS de calibru ultra, Kim Jong-un s-a familiarizat în detaliu cu recenta modernizare a tehnologiilor și a liniilor de asamblare efectuate acolo. În plus, liderul nord-corean a vizitat o întreprindere care asamblează motoare pentru rachete de croazieră și drone și a cerut îmbunătățirea caracteristicilor tehnice ale acestor produse și creșterea producției. Kim Jong-un a vizitat și producția de arme de calibru mic și a spus că modernizarea acestui tip de arme este
este în prezent cea mai importantă sarcină. La rândul său, agenția Yonhap a amintit că vizita de inspecție a lui Kim Jong-un a avut loc la o săptămână după parada militară de la Phenian în onoarea 70 de ani de la încheierea războiului din Coreea, paradă la care au fost prezentate publicului rachete balistice intercontinentale și drone. Între timp, exercițiul anual al Coreei de Sud și Statelor Unite, Olchi Freedom Shield, urmează să se desfășoare pe parcursul acestei luni. Seul și Washington susțin că aceste exerciții sunt de natură defensivă. Totuși, Phenian spune că manevrele sunt o repetiție pentru o operațiune militară împotriva Coreei de Nord. Fostul prim-ministru al Pakistanului, tot el și președinte al Partidului Mișcarea Justiției de Opoziție, Imran Khan, a fost arestat după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare în legătură cu un dosar în care figurează cadourile pe care Khan le-a primit în calitate de șef al guvernului. Fostul conducător al cabinetului de miniștri a fost găsit vinovat de corupție și i s-a aplicat și o amendă de 100 de mii de rupii. Imran Khan a făcut obiectul a peste 150 de procese de la înlăturarea sa de la putere, acuzațiile care potrivit lui poartă un caracter politic. Avocații fostului premier intenționează să atace verdictul la Curtea de Apel. Puciștii care au preluat puterea în Niger au anunțat închiderea spațiului aerian al țării din cauza riscurilor intervenției militare. Interdicția de zbor se aplică tuturor aeronavelor și va rămâne în vigoare până la noi ordine, a declarat duminică seara la televiziunea națională un purtător de cuvânt al armatei. Aproximativ 30.000 de susținători loviturii de stat din Niger s-au adunat pe stadionul din capitala Niamey. În același timp, Comunitatea Economică a Statelor Africii de Vest a cerut ca armata să returneze puterea asupra țării unui președinte ales în mod legitim. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile stabilite, blocul a amenințat Nigerul cu intervenția armată, transmite Euronews. Nu am vrut la pe. Am vrut pas des agresions. Vrem pace, suntem împotriva agresiunii statelor străine, suntem frați, cetățeni de rând. Este o problemă pentru noi să găsim simplu mâncare. Dacă începe un război, va fi și mai rău. De aceea am venit aici. Ultimatumul dat juntei din Niger de statele ECOWAS a expirat în weekend. Aceste țări au cerut ca rebelii din Niger să restabilească ordinea constituțională până pe data de 6 august și să-l readucă la putere pe președintele Mohamed Bazoum, care fusese înlăturat anterior. ECOWAS i-a amenințat pe puciști cu cele mai dure măsuri, inclusiv cu o invazie militară. Dar membrii acestei organizații nu pot ajunge la un acord asupra unei operațiuni militare în Niger. În Nigeria, Senatul a refuzat să susțină cererea președintelui nigerian Bola Tinubu pentru o invazie militară a Nigerului, recomandând să se examineze și alte opțiuni. Președintele algerian Abdelmajid Tebboune susține că este categoric împotriva intervenției armate în Niger, deoarece aceasta va exploda întreaga zonă Sahel. Unele țări ECOWAS, inclusiv Senegal și Côte d'Ivoire, s-au exprimat disponibilitatea de a-și trimite soldații în Niger, dar Mali și Burkina Faso, a cărui calitate de membru a fost suspendată din cauza ascensiunii puciștilor, au avertizat că vor percepe invazia Nigerului ca pe un atac asupra țărilor lor. Fostul vicepreședinte republican Mike Pence nu a exclus că ar putea fi martorul acuzării dacă fostul său lider Donald Trump va fi judecat sub acuzația de conspirație pentru a încerca să-și anuleze înfrângerea la alegerile prezidențiale din anul 2020. Când a fost întrebat duminică de CBS dacă va depune mărturii împotriva lui Trump în cazul în care dosarul va ajunge în instanță, Mike Pence a spus că nu are planuri să depună mărturie, dar nu a exclus această posibilitate. El a devenit una dintre figurile principale ale ultimelor acuzații penale împotriva fostului șef al Casei Albe, relatează Reuters. Agenția scrie că Departamentul de Justiție l-a cercetat pe Trump pe 4 capete de acuzare, în încercarea ilegală de a rămâne la putere după ce a pierdut alegerile din 2020 în fața lui Joe Biden. Înainte de certificarea victoriei lui Joe Biden în Congres pe 6 ianuarie 2021, Mike Pence, care a fost vicepreședinte și președinte din oficiu al Senatului, a supravegheat procedurile. Trump a încercat să facă presiune asupra vicepreședintelui să anuleze votul, dar Pence a refuzat. Această presiune continuă, precum și înregistrările pe care Pence le-a făcut în perioada premergătoare revoltelor, sunt adesea citate în rechizitoriu. Posibilele mărturii și înregistrări ale lui Pence ar putea fi elemente cheie în urmărirea penală împotriva lui Trump la proces, mai scrie Reuters. La rândul său, fostul președinte și-a declarat nevinovăția pe toate capetele de acuzare.
Un ofițer de poliție în vârstă de 42 de ani și-a pierdut viața într-un atac armat la Tel Aviv. S-a întâmplat după ce doi polițiști de patrulare au oprit în trafic un palestinian suspect care ulterior a deschis focul asupra acestora. Unul dintre aceștia a fost grav rănit și a murit la spital, iar cel de-al doilea l-a împușcat și l-a ucis pe atacator, care s-a dovedit a fi un locuitor de 27 de ani din Jenin. Acesta a lăsat și un bilet de adiu. Gruparea extremistă Jihadul Islamic și-a revendicat ulterior atacul, susținând că teroristul ucis făcea parte din unitatea sa de luptă, Brigada Al-Quds. În orașul german Rötlingen, autoritățile au intervenit cu tehnica de curățare a zăpezii pentru a înlătura straturile de grindină. Se întâmplă după o furtună recentă care a făcut ravagii în localitate. Între timp, în Austria și Slovenia, ploile abundente au provocat inundații, iar în China, autoritățile au intervenit în forță pentru eliminarea consecințelor taifunului Doksuri. La Rötlingen, în urma unui dezastru natural, pe străzi s-a format o poșghiță de grindină de 30 de centimetri grosime. În câteva minute, bucățile mari de gheață au înfundat scurgerile pluviale, așa că apa a țâșnit în parcări subterane, subsoluri și clădiri rezidențiale. Aproximativ 250 de membri ai detașamentului profesional de pompieri și toate unitățile de voluntari au fost implicați în operațiunea de salvare de după furtună. Între timp, în Slovenia, ploile abundente s-au transformat în inundații devastatoare. Sute de case au fost avariate, drumuri spălate și poduri dărâmate. Mii de persoane au fost evacuate și au fost înregistrate și decese. Cel mai mult au avut de suferit regiunile din centrul și nord-estul țării. Apa a intrat în casă pe la 3 sau 4 dimineața, a distrus totul în calea ei. Atelierul, curtea, mașinile, uneltele mele, totul a fost distrus, nu a rămas nimic. Din cauza aceluiași ciclon din sudul Austriei, comunicarea cu unele localități a fost întreruptă. Localnicii sunt rugați să se evacueze pe teren înalt și să evite podurile și subsolurile. Companiile energetice estimează că aproximativ 4.000 de gospodării au rămas fără electricitate. Între timp, în Beijing și în alte zone din nordul Chinei, continuă lucrările de reconstrucție după inundațiile cauzate de taifunul Doksuri. Salvatorii și voluntarii curăță drumurile, repară casele și continuă să evacueze victimele inundațiilor. Locuiesc la ultimul etaj al acestei clădiri, așa că am văzut cu ochii mei cum venea apa și știam deja că magazinul meu va fi inundat. În această dimineață, când am venit să-l verific, am văzut că pantalonii și pantofii în valoare de aproximativ 2000 de iani erau toți sub apă. Pentru mine aceasta este o mare problemă. Frunzele de ceai în valoare de peste 100.000 de yuan sunt umede și prin urmare nu le mai pot folosi. Nu am de ales decât să le arunc. Am crescut aici și dețin acest magazin de peste 10 ani. Nu am văzut niciodată ploi atât de puternice. Autoritățile chineze au dislocat peste 2.000 de militari și peste 5.000 de membri ai poliției armate populare pentru a depăși consecințele dezastrului. Și în Tianjin, salvatorii și reprezentanții serviciilor publice lucrează pentru a consolida malurile râului Daqing. Am ajuns aici ieri după amiază. Sarcina noastră principală este să întărim și să ridicăm barajul. Aseară am lucrat continuu timp de 8 ore, plasând în total 55.000 de saci de nisip. Astăzi vom continua construcția pentru a finaliza fortificația. Potrivit Departamentului de Management al Urgențelor din Tianjin, peste 80.000 de persoane au fost evacuate din zona potențială inundabilă până în prezent. Meteorologii estimează că va mai trece cel puțin încă o săptămână până când localnicii se vor putea întoarce acasă. Potrivit cifrelor oficiale, peste 30 de persoane au murit din cauza vremii nefavorabile din țară, 11 dintre aceștia în capitala Beijing. Orașul stațiune Șovi din regiunea muntoasă georgiană Rașa, acolo unde a avut loc recent o alunecare de teren, nu mai există. Informația a fost confirmată de către primarul din Tbilisi, Kahakaladze. În prezent, salvatorii, dar și reprezentanții armatei, sunt la locul cu pricina și activează pentru înlăturarea consecințelor. Curăță molozul și participă la acțiuni de căutare a celor 18 persoane dispărute. În urma fenomenului natural, 17 persoane și-au pierdut viața. Luni, în Georgia, a fost declarată zi de doliu național.
Numărul victimelor accidentului feroviar din sudul Pakistanului a ajuns la 30 de persoane, în timp ce salvatorii nu exclud că acesta nu este cifra finală. Potrivit presei locale, aproximativ 80 de persoane sunt internate în spitale, multe dintre acestea în stare gravă. Un tren expres cu destinație Abbottabad a deraiat la aproximativ 275 de kilometri de Karachi în timp ce traversa un pod mic în apropierea orașului Nawabshah Sind. 10 vagoane au fost grav avariate. Inițial, autoritățile au raportat 15 decese, dar oficialii confirmă deja cel puțin 30 de morți. Ministrul Aviației Civile și Căilor Ferate al țării susține că printre posibilele cauze ale accidentului sunt sabotajul, dar și o eventuală defecțiune tehnică. Canalul Panama suferă pierderi semnificative din cauza crizei cauzate de scăderea precipitațiilor. Potrivit administratorului acestuia, restricțiile pentru pescuit vor genera o pierdere de 200 de milioane de dolari în venituri în anul 2024. În plus, acesta se teme că navele vor alege alte rute de livrare. Euronews notează că în joc este unul dintre pilonii economiei țării și ai transportului maritim, întrucât 6% din comerțul maritim mondial este asigurat anume prin acest canal. Dragi telespectatori, acestea au fost știrile orei 16. În continuare urmează emisiunea interactivă 500, care pune preț pe inteligența moldovenilor și în care puteți câștiga bani. Rămâneți aproape!